noul termen până la care românii care locuiesc la bloc sunt obligați să își monteze contoare pentru căldură și apă caldă sau repartitoare este 31 decembrie, conform unei legi promulgate ieri de președintele României. După o săptămână de la renunțarea la schema de compensare a prețului la carburanți, la pompe, benzina și motorina sunt mai ieftine. Luna ianuarie se află sub auspiciile Zilei Culturii Naționale. Complexul Muzeal Arad sărbătorește pe Ioan Slavici și Mihai Eminescu, iar la cinematograful Arta va avea loc un recital de poezie și proiecția singurului lung metraj care aduce în prim plan prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă. A trecut deja mai bine de o săptămână de când guvernul a renunțat la schema de compensare a prețului la carburanți și se pare că la pompe prețurile sunt în ușoară scădere. În ceea ce privește prețul benzinei, în Arad este între 6 lei și 29 de bani și 6 lei și 38 de bani. Prețul la benzină premium este de aproximativ 7 lei, variind între 6 lei și 99 de bani și 7 lei și 4 bani. În prezent, la benzinăriile din municipiu, prețul motorinei standard se situează în jurul a 7 lei și 50 de bani, prețul predominant fiind de 7 lei și 48 de bani. Prețurile la motorină premium sunt puțin peste sau în jurul valorii de 7 lei și 84 de bani. Prețurile benzinei și motorinei sunt în continuă scădere de la începutul lunii. Este o ieftinire de mică amploare de câțiva bani la fiecare litru de carburant. În timp ce benzina costă acum cam la fel cât costa în ianuarie anul trecut, motorina este mai scumpă în medie cu 1 leu și 20 de bani pe fiecare litru. Conform statisticilor, în această perioadă, România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria și Slovenia. În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 4 între statele Uniunii Europene, în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Malta și Slovenia. Termenul până la care românii care locuiesc la bloc sunt obligați să-și monteze contoare pentru căldură și apă caldă sau repartitoare este 31 decembrie 2023. Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 130/2022 pentru modificarea și completarea legii numărul 121/2014 privind eficiența energetică. În imobilele de tip condominiu acordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuție orizontală, este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire sau răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit, prevede actul normativ. Legea mai stipulează că pentru condominiile cu distribuție verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În condițiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalației de încălzire. Cinci camere ale unei case și bunurile din interior, precum și acoperișul pe o suprafață de peste 100 de metri pătrați, au ars noaptea trecută într-un incendiu din municipiul de pe strada Dobrogei. Proprietarul, un bărbat de 65 de ani, a fost scos din casă și a fost preluat de echipajul medical SAJ, care l-a transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad au gestionat la finele săptămânii care s-a încheiat 96 de intervenții în situații de urgență. Cele mai multe au constat în asistență medicală. Echipajele SMURD au avut 86 de solicitări. Salvatorii au fost chemați la un incendiu la un autoturism parcat în Vladimirescu. A luat foc compartimentul motor, care ardea cu un fum dens. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era stins deja de proprietar. Pompierii au deconectat burnele și au stins focarele ascunse. Cauza incendiului a fost un scurt circuit. Au ars mase plastice și bordul autoturismului. Pompierii militari ai detașamentului Arad au fost solicitați și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pubelă metalică pentru deșeuri menajere în municipiul pe calea Iuliu Maniu. Incendiul a fost cauzat de o țigară aruncată la întâmplare.
Primăria municipiului Arad și compania de transport public Arad anunță publicul călător că începând cu data de 16 ianuarie a acestui an nu se mai pot utiliza biletele de tramvai modelul vechi cu compostare achiziționate din punctele de vânzare. Prin urmare, în cazul în care aveți astfel de bilete, sunteți rugați să le utilizați până în data de 15 ianuarie. În continuare se vor utiliza doar biletele achiziționate la automatele de bilete din punctele de vânzare din Făt Frumos, Podgoria și sediul CTP din Calea Victoriei, din aplicația Transport Public Arad, dar și de pe site-ul web. Aceste legitimații de călătorie au valabilitate de 60 de minute în municipiu, respectiv între 60 și 120 de minute în suburban, din momentul emiterii. Primăria municipiului Arad anunță că începând de marți 10 ianuarie 2023, taxele și impozitele locale aferente anului 2023 se vor putea plăti la caseriile Direcției Venituri, în numerar sau prin POS. Plata cu numerar sau card bancar se va putea face la toate caseriile Direcției Venituri, pe strada Mucius Scevola numărul 11 și pe Bulevardul Revoluției numărul 75 în incinta Palatului Cenad. Programul este de luni până miercuri de la 8:30 la 15:30, joi între orele 8:30 și 17:30, iar vineri între orele 8:30 și 14. Obligațiile fiscale aferente acestui an se pot achita și online prin platformele globalpay.ro, respectiv ghișeul.ro, sau la una dintre cele 45 de stații PayPoint amplasate în supermarketuri, centre comerciale, benzinării sau magazine de proximitate. Persoanele fizice care plătesc cu anticipație impozitele pentru terenuri, clădiri și mijloace de transport beneficiază de o bonificație de 10%. Peste 18.000 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei au fost aplicate în cursul anului ce tocmai s-a încheiat de către polițiștii locali în temeiul atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare. În topul faptelor contravenționale s-au aflat în anul 2022 cele privind circulația pe drumurile publice. Astfel, în decursul anului, pe linia circulației rutiere s-au întocmit peste 8.000 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în principal pentru oprire și staționare interzisă. De cealaltă parte, pentru încălcarea normelor care vizează pietonii, bicicliștii sau pasagerii, s-au aplicat 69 de sancțiuni. În domeniul ordinii publice au fost sancționate peste 3.000 de fapte care încalcă normele legale, cele mai multe procese verbale, întocmindu-se pentru apelarea în mod repetat la mila publicului, urmată de atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale pentru a obține foloase materiale, respectiv consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. În ceea ce privește protecția mediului, pe tot parcursul anului 2022 s-au întocmit 1025 de procese verbale, cu amenzi însumând peste 1 milion de lei. În sfera controlului comercial în anul 2022, polițiștii locali cu atribuții specifice s-au axat pe prevenție. Din cele 816 procese verbale aplicate, 554 reprezintă avertismente scrise, agenții economici fiind la prima abatere, iar în situația a 262 de societăți s-au aplicat amenzi însumând peste 611.000 de lei. În zona de evidență a persoanelor au fost identificate 6.364 de persoane care locuiesc în municipiu fără actualizarea în actul de identitate a domiciliului ori reședinței. Totodată, la solicitarea conducerii școlilor, polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor, însoțiți de polițiștii locali cu atribuții de ordine publică, au efectuat verificări la domiciliul copiilor care au abandonat cursurile, comunicând unităților școlare motivele pentru care aceștia au ales să nu frecventeze orele. De asemenea, s-a procedat la notificarea părinților privind obligativitatea trimiterii copiilor minori la școală, respectiv s-a adus la cunoștința acestora că nerespectarea celor menționate se sancționează. Drumurile județene vor fi întreținute în acest an cu 23 de milioane de lei. Consiliul Județean Arad a votat repartizarea fondurilor din sumele defalcate din TVA pentru reparații și alte lucrări la întreținerea șoselelor județene. Prin lucrările de întreținere a drumurilor vor fi asigurate condiții mai sigure pentru traficul rutier. Drumurile județene reprezintă un reper de dezvoltare. Înseamnă mobilitatea forței de muncă, capacitatea de a atrage investitori și implicarea
explicit de a oferi fiecarei zone a județului Arad șansa de a se dezvolta, de a crește standardul de viață al locuitorilor. Este normal să direcționăm această sumă spre drumurile județene pentru modernizarea și întreținerea acestora, a declarat Răzvan Cadar, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, după adoptarea proiectului referitor la sumele destinate drumurilor județene. Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a anunțat măsurile speciale de care vor beneficia persoanele vulnerabile în 2023. Se vor oferi 1.400 de lei pentru a sprijini plata facturilor la energie. Se vor acorda 6 noi tranșe de 250 de lei pentru achiziția de alimente și mese calde de care vor beneficia 2,4 milioane de persoane. Preșcolarii și elevii din medii defavorizate vor primi vouchere în noul an școlar pentru rechizite și îmbrăcăminte. Peste 1 milion de români vor primi un nou pachet de 24 de kilograme cu ajutoare alimentare. Vor fi acordate vouchere pentru reziliență socială, pentru repararea locuințelor și pentru achiziția de electrocasnice. Persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru a-și procura echipamente asistive care să le îmbunătățească viața și să le dea totodată șansa la o activitate remunerată. Iar mamele și copiii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 de lei pentru trusouri în primele 3 luni de la nașterea copiilor prin tichete sociale pe suport electronic. Datele o spun clar, încă ne confruntăm cu o formă dominantă de sărăcie care poate conduce la precaritate alimentară în anumite situații. Tocmai de aceea, la nivelul guvernului, am gândit un pachet de măsuri care sunt integrate și complementare, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor, a transmis ministrul Marcel Boloș. Dacă vrei să depui declarație online la ANAF, trebuie să ai Windows 10 sau 11. Versiunile mai vechi nu mai sunt acceptate. Aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor, așa numitele PDF-uri inteligente, cu ajutorul cărora contribuabilii depun la fisc diverse declarații sau documente, nu mai pot fi utilizate decât dacă pe calculator este instalat Windows 10 sau 11. Potrivit unei informări de la ANAF, începând cu 8 ianuarie 2023, aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor, respectiv PDF-urile inteligente, pot fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate în suport la producător și cu toate update-urile la zi. Informarea ANAF vine după ce Microsoft a transmis în decembrie că pe 10 ianuarie 2023 încetează suportul pentru Windows 7 Extended și pentru Windows 8. Aceleași condiții din punct de vedere al softului trebuie să îndeplinească și persoanele fizice care urmează să depună declarația unică. Prin intermediul proiectului muzeal Exponatul Lunii în luna ianuarie, Complexul Muzeal Arad aduce în atenție fragmente inedite din corespondența scriitorului Ioan Slavici. Pentru că ni s-au adresat adeseori întrebări referitoare la descendența sau la genealogia familiei Slavici, am considerat că este cumva edificator să venim în fața dumneavoastră cu două scrisori care fac parte din fondul documentaristic al Muzeului Memorial Ioan Slavici și Emil Monția și care sunt semnate de către unul dintre copiii scriitorului și anume cea de-a doua fiică a acestuia, Fulvia Struțeanu. Corespondențele despre care vă voi vorbi sunt datate 1959-1960. În interiorul scrisorilor sunt câteva schițe chiar de către Fulvia realizate, unde veți putea observa și dumneavoastră câteva aspecte referitoare la arborele genealogic, acesta stând la bază, mai departe, într-o lucrare pe care domnul Vintilescu, fondatorul acestui muzeu, a considerat că va fi un testament. Pentru că luna ianuarie se află sub auspiciile Zilei Culturii Naționale, Complexul Muzeal Arad îi sărbătorește pe scriitorii Ioan Slavici și Mihai Eminescu, pe care i-a unit o trainică prietenie. Expoziția dedicată lui Ioan Slavici, născut la Șiria, pe 18 ianuarie 1848, cuprinde 3 săli cu fotografii de familie, cu diplome, premii, decorații, manuscrise, cărți și ziare ce i-au aparținut. De o valoare documentară și emoțională este prezența unei părți din camera
de lucru a scriitorului din perioada anilor 1880-1883, pe când acesta se afla la București, găzduindu-l pe Mihai Eminescu. Ne dorim ca și în anul 2023 să rămâneți alături de Complexul Muzeal Arad și de toate proiectele sau demersurile sale muzeale. Așa cum ne-am obișnuit deja și știm, cuvintele sunt puncte de legătură, la fel cum și oamenii pot fi. Și vă rog, din suflet, să rămâneți punți de legătură între noi și muzeele care au nevoie de dumneavoastră și pe care le însuflețiți prin prezența dumneavoastră. Vă mulțumim, vă dorim un an nou binecuvântat, cu bucurii și toate cele bune să vi se îndeplinească. Ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, 15 ianuarie, instituită în urmă cu 13 ani ca Zi a Culturii Naționale, va fi sărbătorită și la Arad, vineri pe 13 ianuarie, de la ora 18:30, la cinematograful Arta, va avea loc un recital de poezie și proiecția unui film. Spectatorii sunt invitați la un recital de poezie cu Angela Petrean Vorioși și Zoltan Lovaș. Actorii Teatrului Clasic Ioan Slavici vor aduce în fața publicului creații din opera marelui poet național, de la cărui naștere se împlinesc 173 de ani. După recital, pe marele ecran, va fi proiectat singurul lungmetraj românesc ce aduce în prim plan prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă, un bulgăre de humă regizat de Nicolae Mărgineanu, după un scenariu în colaborare cu dramaturgul Mircea Radu Iacoban. De asemenea, în film este redată și povestea de dragoste dintre marele poet român și Veronica Micle. Pelicula a fost realizată în anul 1980. 89, anul centenarului morții lui Mihai Eminescu, a poetei Veronica Micle și a scriitorului Ion Creangă și se bucură de o distribuție de excelență. Dorel Vișan, Adrian Pintea, Mioara Ifrim și Maria Ploaie în rolurile principale. Intrarea la evenimentul de la cinematograful Arta va fi liberă. Anul 2023 începe în forță la Teatrul Arădean. Marți 10 ianuarie de la ora 19 în Sala Mare, dar și joi 12 ianuarie de la ora 19 tot în Sala Mare, se joacă o comedie improbabilă, Zise el, zise ea. Antrenor, nu regizor, este Dragoș Muscalu. Sâmbătă 14 ianuarie de la ora 19 în Sala Studio se joacă Totul despre femei de Miro Gavran. Din distribuție fac parte Adriana Ghiniță, Dorina Darie Peter și Liliana Balica. Duminică 15 ianuarie de la ora 19 în Sala Mare puteți urmări Our Last Terminal, Platonovka. Regia este semnată de Botond Nag, iar spectacolul nu este recomandat tinerilor sub 14 ani. Marți 17 ianuarie de la ora 19 în Sala Studio se pune în scenă Creditul în regia Lianei Didilescu. Din distribuție fac parte Bogdan Costea și Zoltan Lovas. Joi 19 ianuarie de la ora 19 în Sala Studio o puteți urmări Cerere în căsătorie cu Angela Petrean Varia și Florin Covalciuc și Andrei Elec. Sâmbătă 21 ianuarie de la ora 19, dar și duminică 22 ianuarie de la ora 19, în Sala Mare puteți urmări Scufița Verde de Claudius Firschile Pădat. Spectacolul nu este recomandat tinerilor sub 14 ani. Marți 24 ianuarie de la ora 19, în Sala Studio puteți urmări Tatăl de Florian Zeller. Regia este semnată de Radu Iacoban, iar durata spectacolului este de 1:40. Miercuri 25 ianuarie de la ora 19 în Sala Mare puteți vedea Câine cu om, câine fără om. Spectacolul este produs de Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Joi 26 ianuarie de la ora 19 în Sala Mare puteți urmări Tache, Ianche și Cadâr în regia lui Laurian Oniga. Sâmbătă 28 ianuarie de la ora 18 în Sala Studio puteți urmări One Woman Show cu Angela Petrean Variași. Duminică 29 ianuarie de la ora 19 în Sala Mare veți vedea spectacol cu publicul pe scenă One Woman Show cu și de Zoltan Lovas. Iar marți 31 ianuarie de la ora 19 în Sala Studio se joacă Escu de Tudor Mușatescu în regia lui Răzvan Enciu. Biletele pot fi găsite online, dar și la Agenția Teatrului, conform programului anunțat pe Arad Events. ...2023 a început cu două concerte de anul nou, care s-au desfășurat cu casa închisă la Filarmonica Arad. Următorul concert simfonic al lunii ianuarie este programat joi pe 12 și este unul dedicat Zilei Culturii Naționale. Dirijor va fi Cristian Neagu, iar solist Sorin Dogariu. În program sunt Rapsodia Română de George Enescu, Sinfonica în la major a lui George Stepănescu și
concertino în stil clasic, opus 3 pentru pian și orchestră de cameră de Dinu Lipati. Joi pe 19 ianuarie, de la ora 19, melomanii vor admira coruri celebre din opere. Dirijorul corului va fi Robert Daniel Rădoiaș. Vor fi piese celebre precum Traviata, Cavaleria Rusticană, Aida, Il Trovatore și Nabucco de Verdi. Concertul simfonic de joi, 26 ianuarie, îi va avea ca dirijor pe Horvat Iosef și ca solist pe Chichi Boldijar. Programul cuprinde piese de Beethoven și Tchaikovsky. Romario Benzar a ajuns luni seară în cantonamentul UTEI din Antalya. Noul fundaș dreapta al Roșalbilor a fost întâmpinat de team managerul Sorin Botiș, iar mai apoi și-a cunoscut noi colegi și a purtat o scurtă discuție cu antrenorul Laszlo Balint. Începând de marți, fotbalistul cu 19 selecții în echipa națională s-a alăturat antrenamentelor echipei, iar vineri ar putea debuta în tricoul Roșalb în amicalul cu kazahii de la Kizilžar. Celălalt fundaș dreapta senior din lotul UTEI, Marco Vukcevic, nu a făcut deplasarea alături de colegi în Turcia din cauza unei boli infecțioase, însă a sosit și el marți în cantonamentul echipei. Laura Vaida revine la FCC UAV Arad după o jumătate de sezon. Pivotul de 21 de ani a făcut parte din echipa care a pierdut finala în săgiunea precedentă, având medii de 6,6 puncte și 6,6 recuperări în 18 meciuri de campionat. În vară, basketbalista a semnat cu Rapid, formația de care s-a despărțit la finalul lunii noiembrie, iar în decembrie a jucat două partide în Cehia pentru Slovanca MB. Vaida ar putea să redebuteze pentru galben-albastre în primul meci din acest an. Miercuri, de la ora 17, ardencele vor juca pe teren propriu cu CSM Târgoviște, în etapa a 12-a din Liga Națională. Pare că vremea nu se îmbunează nici în următoarele zile. La noapte se anunță ploaie, minimele din termometre vor fi de 4-5 grade Celsius. Vântul va bate cu 26 de km pe oră dinspre nord, iar șansele de precipitații vor fi de 90%. Mâine se anunță din nou ploaie, maximele din termometre vor fi de 7-8 grade Celsius. Vântul va bate cu 13 km pe oră dinspre nord-nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 90%. Pe alocuri, cantitatea de precipitații va fi și de 8 litri pe metru pătrat.